Duminică, în sala polivalentă din Roman, s-a disputat meciul de handbal feminin dintre echipele CSM Roman și Alba Fehervar din Ungaria, contând pentru turul al treilea al Cupei Ehf. Jucătoarele romașcane au făcut destule greșeli, scorul la pauză fiind de 15 la 10 pentru echipa ungară. Repriza secundă a fost ceva mai bună pentru gazde, care au reușit să se apropie la doar 3 goluri diferență. Scorul final însă arăta 25 la 27. Arbitrii au fost din Bulgaria, iar observatorul din Cipru. În ceea ce privește șansele de a se califica, Andon Boscovski, antrenorul echipei romașcane, a declarat: probabil am nevoie și cu jucător. La repriza a doua, Oana Chitacu a fost, cum să spune, a lovită și am bagat de asta că nu am stângaci. Ai 60 de minute, nu pierdem nimic. E bine că nu am pierdut 6 diferențe, că a fost 2. Se lucrăm, se facem muncă, se facem ceva bun la Ungaria. Asta e sportul. Viceprimarul Lucian Micu, președinte al CSM Roman, a declarat la finalul meciului: da, știam că astăzi vom întâlni un adversar foarte dificil. Din păcate, nici nu am avut șansă în anumite faze ale jocului. Mă bucur că totuși în repriza a doua fetele au revenit. Practic am câștigat repriza a doua la 3 goluri. Cred eu că este important. E bine că am redus din acest handicap de la pauză și vom merge la Fehervar la un meci de totul sau nimic. Este important ca acum să ne concentrăm pe jocul din campionat cu Brăila. Știam că va fi o densitate foarte mare de jocuri. Este important să recuperăm jucătoarele din punct de vedere fizic, astfel încât la meciul cu Brăila să fim într-o formă cât mai bună. Ca întotdeauna am spus, la fiecare meci, echipa care face greșelile cele mai puține câștigă. Astăzi, din păcate, Fehervar a făcut greșelile cele mai puține și ca drept dovadă a câștigat. Capitanul echipei, Carmen Stolero, a trecut printr-o accidentare în prima repriză, însă a reușit să termine partida. Da, a fost un pic, da, o intrare cu genunchiul. Na, acum sunt încălzită, cred că când o să mă răcesc, o să-mi dau seama despre ce-i vorba. Cu jucătoare, cu experiență, cred eu că am avut puține emoții la început. Am început meciul mai greu pentru că am terminat încălzirea mult mai repede și ne-am răcit, zic eu, dar și ele au fost în aceeași postură. Dar sperăm ca în Ungaria să facem un meci mai bun, fără greșeli. Sub denumirea de Cornexi Alcoa, gruparea maghiară a cucerit în 2005 Cupa EHF, întrecând-o în finală tocmai pe Ghior. În ceea ce privește echipa gazdă, este pentru al doilea an consecutiv când evoluează în Cupa EHF și a patra oară de când joacă în cupele europene. Returul va avea loc pe 23 octombrie în Ungaria.